Salutare lume frumoasă și bine v-am găsit pe canalul Ion și Mihaiță din Bucovina. Salutare lume. Ia uitați-vă mai departe aici, suntem pregătiți de lucru. Ați văzut, până la amiază am aranjat țârma pe jos, am făcut tot. Și totuși stâlpul ăsta de aici vreau să-l scot. De ce? Ce faci, Mihaiță? Ce cu tine? Vreau să-l scot, de ce? Că pe noi ia să ne încurci. Și ne-am gândit o să facem cimentul sau betonul în roabă și să luăm cu lopata, să dăm pincetul încolo câte o lopată. Dar asta să fie foarte, foarte, foarte greu pentru noi. A să ne obosim și nici nu știu dacă a să terminăm. Și ne-am gândit totuși stâlpul ăsta să-l scotem. Am ușa să vedem dacă să-l pot eu scoate, dar să mă stărui. Cred că nu vorbim mult, nu? Da. Am mâncat, suntem în pluț, o leacă e greu să lucrăm, dar totuși am ușa o leacă de fizică, o leacă de sport. Facem și a să iasă mâncare din noi, nu? Da. Da. Fraților, Doamne ajută-ne, Mihaiță, și la toată lumea. No, dar noi ne apucăm de treabă. De ce că nu-i când stă amuș, îi noaptea. Ia, s-o rup. Mi-am uitat de unde s-o rup aici. Așa și m-a gândit. Dar păi ăsta-i tare, este el pus. Dacă mai băgăm înapoi în beton. Ce ai gândit aici, o șmecherie și mă? Da, dar cum ai crezut? Ai Mihai cu ochii atâi. Da, ce e? Din roată? Care? Ce-i neagră? S-am luat eu, am avut. Cândva am avut univa și să nu arunc, am pus-o deoparte. Bine, furat-o, mă, că zi. Ce-ai furat-o, Mihai, o casă în stat? S-a gândit lumea că... Uiți, ai furat deodată. O vie meu. Trebuie așa. Hai. Nu intră. Văd și eu, nu știu. Nu cred să prânească, dar hai. Mihai, eu știu ce fac. Eu știu cum îl lepidem să-l scot. Uite, băi, Mihai, băi. Deci nu era când te aud, trebuia să-l lăs în tăie, să-ți dau cu mâinile să-l scoți. Și a pe urmă s-a făcut eu asta. Și m-am pus eu și... El nici nu-l chionteie că eu am vrut să-l... Cu mâinile, că eu nu știu cum l-am băgat aici din tăi sufletul. De asta și am adus lanțul și aceea, că am zis cu mâinile azi mă muncesc mult. Eu una, două, chiar scutem. Uite, îmi pare rău de amul că l-am scos, zic eu. Îmi pare rău că l-am scos, trebuia să-l lăs. Să iei cu mâinile și eu mergem și aducem până și o roabă de prunt. Și vineam și tu încăși de aici, aștii muncii. Aceea dacă faci așa cu lanțul, scoți la lumină stâlpie din pământ. Uite, băi. Oi, Mihai, ești tu. M-a tăce. Hai, mai departe. Hai. Cred că... dacă nu puneți, nu pun nica. Scânduri, nica, cel la urmă. Întâi în fund, urmăm. În colț cealaltă. Nu-ți faci roata la roaba aici dacă te baci. Dar da și sparge și ghempoasă. La sârmă. Dai ghempoasă? Ce are? Nu. A, puci. Dar cumva aș să atingă. Ce să atingă, Mihai? Tu nu mă cauți să atingă? Ce nu mai stăt așa, bă. Deci aici mai este, asta e cu cui, da? Așa era tot să-l scot unul, două. Dacă se trebuie. Na, scoate. Na. Așa în sus cum l-am scos, așa, așa. Hai să vedem. Hai, a, rupi-l, hai, doar altfel nu poți. Ce? L-ai scos? Da. Bravo. Hai băi, ce faci? Păuaci. Ce să mai zic de acel mare, Mihai? Băi, auzi? Ok, l-am scos, ei. Ei, Mihai, ce okay, să mai zic? Nu, dar ce să mai zic de acel mare? Că ai avut și tu un țaruș a clovei de capul. Da, l-am scos. Ca un harag la roșu. Ui, l-am scos. Da, vei ce scoate surcica ce? Da. Ce să mai zic de acel mare? Și de ei spun că și de ei până în sară cu dânsul. Da. Hai, luăm roaba și mergem după chiatră. Hai că tot stăm, ne uităm și încă n-am făcut nică. Am ușa-i sara. Am ajuns. Da, am ajuns. Cred că lumea se gândește că noi avem chiatră multă, luăm și nu mă încărcăm în roabă. Fraților, ia uitați-vă, avem aici o leacă de chiatră. Am la noi o leacă cu chiatră, ai probleme. Nu. Dacă nu ne ajungi de aici, luăm de acolo. De unde? Din drum? La tine tătă aceea de undeva am furat, chiatră din drum. Păi, zic, dacă din lumea...
Da, și aici o leacă greu merge piatra, până în plemă roabă, până o curățăm de radacin, de iarbă, de tăiat asta. Dar ce să facem? Ne mulțumim cu ceea ce avem, nu? Dacă n-avem, da. Asta e. Cred că luăm de aici, am trăit grămadă, ce o lăsăm. Ajungem, parcă, nu? Dacă pui mai nisip. Vedeți tu? Uh-huh. Hai, căci. Așa, tu de-amu, Mihai, eu duc asta, tu mergi tu și într-un drum dai drum lap. Uh-huh. Ne aduce acolo furtunul și începem amestecat, amu și una, două și gata. Dă-i tic-tic-tic-a, ho, ho! Fraților, eu de unze, am lăsat așa, a prins aici furtunul și am lăsat la soare. Aici sta, și s-a încălzit, era apa hierbinte. Așa. Și m-am izbracat acolo și ne-am dat cu apa și herbinte și ghinii ne era. Până mă pinșetul cu vinii apă reși. Dar așa de ghinii era, m-a răcurit până la urmă. Oh, gata. Ce faci acolo? Ha? Ce faci acolo? Aleg chiatra, nu știu care să pun mai. Nu știu ce spun. Ha? Ha? Nu vă pot arata, dar dă să arăt și să o sâmbesc buz la tine. Da, uite, un șai serios. Ce bucurie avea, piețe, a? Să aveam pofte. Uite cine au adus, am un călduț înainte de a ne pune la beton. Acești nu vreau călduț. Am zis afară să mestecăm, dar afară îmi pare că e prea cald și totuși am dat roaba aici. E bună? Iute. Vezi, nu te frie? Iute? C-o pus sos de ceala, iute. Dar e bună. Fraților, noi mâncăm și amuși ne apucăm de treabă și vă arătăm ce sprânește. Hai! Ce? O poți lua și o dacă nu mai ies eu afară? Da. Hai. Da. Ce dă, băi? Hai, dă, hai! Ce-i acolo? De aia nu mă pot întoarce. Ei, cum, Mihai, ce cu tine? Și ce facem, dar? Opa! Așa, dar așa n-ai cum o rasturna. Trebuie să mergi cu botul înainte. Da, cum? Așa și mă gândeam. Hai, arată cum trebuie. Mihai, eu nu știu cum trebuie. Problema între aceea e că asta tu trebuie să faci. Și... Ia și o leacă afară. De ce? Ia și o leacă. Cu tăi probă? Da. Da ce? Ia și o leacă. Să intru eu înăuntru. A, de asta? Da.
Uite. Hai, ori deci? Da. Însă nu, nici măcar. Da, cum? De cum? Ce-i vorghești, doar e Mihai? Degeaba ai scos-o, de asta e. Aici, ce face? Jumate mi-a pe jos. Ce face el? Acolo trebuie să spun ceva, să fie mai ușor, să urc. Acolo trebuie un om să te ieși, îl dacă să rădici. Și unul să împingă. Tot e greu. Ia-mi dă-o dacă să apa stragă acolo. Că-l împrăști-te. Da, de acolo oare? Tot n-a stat cum? Uite, aici poți să ai cum. Eu aștept. Trebuie înflată roata, ghini. Și aici trebuie să ne pun, să ne fac. Așa se poate urca, că-i dâmb. Cum pot să urc, na? Și poate îi voi urca cumva. Macar primele trei, oare cu trei ajung la jumate. Pe urmă pot să o raston cumva și de aici, acolo. Măcar primele trei să le duc în fund. Unde cu lopata atâta de carat? Hai așa pot eu urca. De-am un din asos să-mi fur roata ghine. Și am urci facem treaba. Gata. Da, gata. Am dat să-i două cu fiorul, gata. Văd de-o că trebuie și aș doar. De ce nu urcă? Urcă, hai. Știu eu, aș băge. Hai. Ți-am zis? Da, cum? Da. De-am încărt să mânjă din pricina ta. Da, pe o furtul nu ești. Așa. Bravo. Cât de gros o faci? Da, o leac mai grosuț. Ce, mă ieși sârmă? Mă ieși sârmă. Și așa chietri sunt o grămadă, încă sârma ce mai nervează. Lumea îți pare că se întreabă ce fac aici, deci pentru ei să afli și ce fac? Totuși punem aici un stâlp ca să facem nouă cine trebuie, dacă asta avem din parțet, chem în parțet și-l punem pe cealaltă și l-am scos de acolo ce era. Așa, aici dau cu el. Da. Așa mă și ies guzanul. O, mai ies. Dacă am sapat noi tot aici și nu l-am găsit. De unde mai? El cred că s-o spaie săracul. Chiar dacă era, dar mi se pare că el gata, nu mai trăiește, e pe altă lume. Văd că nu mai lua mâncare, fiu. Eu asari am pus, dar văd că nu i-o trebuie. Și Mihaița mă merge și ne aduce calonul. El e cea la grâu. Nu-i parte și. Toporul cel mare. Ștuncul era bun. Era bun, dar de-amă nu mai este bun, da? Da, mă duc să le... Dar ce scoți tu acolo cu sungul? Cuide. Ce-ai băgat cuide pe aici? Da, că aici nu merge orice de la șuruburi. Eu atunci cât m-am muncit și nu mai le puteam băga, și-am băgat cuide. Nu știu, nu-ți poți scoate. Da, băi. Uite. Aia e ghinic, mi-ai zis.
să ce ai de unui pui. Știu, dar îl rup, el tot nu-l scot întreg. Dar uite că nu se rupe, băi. A, când nu trebuie, se rup, uteamă. Nu-mi spar că greu aici. Ia nu pune aceala de, pentru șuruburi în priză. Hai, nu mai trebuie. Cum nu mai trebuie? Nu mai trebuie că l-am rupt. Trebuie. Mă nervează, e răică, childă. Las eu cu dă să mă joc, nu degeaba l-am pus. Le băset? Da, uite. De-aia mă aduc eu să bat. Stai că mă uit cum să-l pun, că nu l-am pus bun. Nu, dacă a strâbească, îmi roate partea asta, îl bat. Aici stai mie drept, când așa trebuie să-l pun. Eu aici am aprindis când. Și acolo îmi pare că nu merge, știi de ce? Că vine Timilia de la casă. Îmi pare că. Ce cu ce? Mihai, tu nu mai poți ghi. Nu, nici o Timilie, nici aici ce intră. Intră? Dar eu să-mi bat, băi. Nica n-a făcut azi. Amuș, ai zis că te pui la amestecat să dau. N-a bate, dar amuș, să mai dai una pe mână, că ăsta e greu, eu îl ridic. Îți dai una pe mână și nu mai faci Nica? Pe știi cap așa ne dau? De știi cap. Ia uitați, am tăiat pus sărmile, geamul le scoate. Păi ce să fac dacă s-o duc, care și unde o vrut, hai. O, asta. Oi, ia uite că s-a usucă aici betonul ăsta prin ce tu aici faci. Hă? S-a usucă acolo betonul în roabă. Nu mai s-a usucă. Poate gata. O leac sârmile astea să mă încurce pe mine, amuș. Nică. Nervin cutiuță. Nu poate. Nervin cutiuță, știi așa e bun, hai de pachet. Fraților, am mai dus o roabă cu Mihai și Mihai a zis să-i dau și lui să fac o leac treabă și să-l pun la amestecat. Poftim, Mihai. Dacă cumva ți-e cald, îmi zici. Ce să auzi, Mihai? Mai mieri? Tu nu striga așa, cum ai zis, am linte. Apă, apă, că eu pot să mă încurc și să-ți dau și în gură mușa apă, nu numai în roadă. Tu zi unde-ți trebuie. Îmi pare că obosit. N-ai obosit? Țimentul, tăt, dă-i drumul, nu te uita la nasip. Nasipul la urmă. Tăt? Tăt. Tăt, tăt, punem mai mult nasip, amuș, ca să fie bun. Așa. Apă. Apă? Unde? Că eu pot să mă încurc. Ei, pe papuci. A. Mihai, ți-aș zice, nu știu că-i trebuie, dar eu ți-aș zice, spui câte o leacă, să nu pui cum am pus eu amninti mai mult și stai și te muncești până miestici. Pune două lopieți, miestic o leacă. Pe urmă, eu mai dau drum la apă dacă trebuie, mai pui două lopieți. Aceala trebuie de pus tăt. Că merge jumătate de oală la o roabă, punem. Da? Așa, pincetul. Și-i mai ușor de miesticat. Mai poți? Da. Poți, poți. Ești băiat tânăr, mai rău de mine când bătrânesc de-a mult, dar tu ce? Eu dar tu de la ce îmbătrânești? Mihai, la tine tăți poți să îmbătrânească papuși. Da. A, mieri, uite. Ce faci, Mihai? Ai învățat o cântare nouă? Da, am auzit-o pe internet și o cântăm toată ziua. A, dar duminică nu o cânti la lume? Da. Dar cum nu, dacă tăți o cânti de-a mui faină, nu? Da. Fraților, scriți în comentarii, vreți, Mihai, să vă cânte cântarea asta duminică? Hai tu. Dar poate o învățăm în doi. Hai.
Dar nu, eu de astea nu cânt pentru astea sunt pentru copii măsăi, desene animate, de unde ai luat-o? Nu, nu, eu nu cânt așa ceva. Doar scrieți în comentarii dacă Mihaița cânta-o, dacă nu, nu, nu? Cum că am iau o cântai, Ghini, că te-am prins. Dar nu la lume, eu pentru mine. Dar mult la lume ai cântat. Nu s-au așteptat ca să-l filmez, dar ce cânti tu așa pe ascuns? Mai ai este mult acolo, cât mai ai nasip? Este leac. Mai trebuie apă în spare, trebuie, trebuie. Gata, Mihai, m-am spalat. Iamu, poți să ne punem mai departe la treabă. Uite, am sud. Vreau să ora 3 ia roabă de ghea amestecat-o, dar să leac. Te-ai dat cu furtunul? Ce furtună e? Uite, ești asuscață, e furtunul. Uite. Ai dat așa fără sigur. Da, fără stiuț. Mihai, tu văd că mănânci măr, da? Uh-huh. Acolo mama s-a pus cu surorile lui Mihaiță să dea niște mieră pe razatoare. Pregătește să facem dulceață din mieră sau gem, cum zici o seamă. Și noi cu Mihaiță terminăm aici repede și mergem amuși acolo la plită, la casuțe și facem niște dulceață din mieră. Și pe lângă dulceață mai vedem ce facem. Hai să răsturnăm asta. Hai. Și... principal să fie liniște și sănătate. Tu de unde iei? Ce? De unde iei roaba? Dinainte sau din urmă aici să o trece? Din urmă. Nu, dinainte. Nu, hai dinainte, da. Hai ce arcă de unde vrei. Hai din urmă. Mergi din urmă? Hai. Da. Cine, dai camera? Mhm. Apoi, dar cum mergi din urmă dacă ai într-o mână? Mergi într-o mână. Așa. Hai, trebuie să dai în urmă. Așa, dăm o leac înainte. Stai, stai, stai. Dar nu, trebuie cu două să o iau. Stai. Am dat-o până la urmă eu cumva, fraților. Ion, ai dat-o cumva. Aha. Aha. Îmi trebuie. Am turnat, fraților, și a treilea roabă. Ia uitați, până acolo am ajuns și a rămas aici univa mai o roabă poti-poti și pe urmă mai avem de făcut poti ca jumătate de roabă pentru altceva. Da. Da, mu, mergem să pregătim cu Mihai un stâlp aici pe mijloc, unde a să fie portița, așa cum și era. Ce rebe. Da. Și, nu știu aici, mai pun unul în colț? Cum era, dar cum a să închide portița? Băgăm Băgăm ciment? Da. Unde bagi ciment? Eu nu înțeleg ce vrei să faci tu. Hai, punem și acum. Hai, dar unul pe mijloc. Și facem cumva portița. Pe urma să o facem, dar trebuie să facem altă portiță, da. Și trebuie să o facem după. Doar nu punem tot pe ce e. De ce? Ca ce e nasă, eu am zis că s-o fac mai... Asta să punem la beci acolo. La care la beci? Unde știi cu dânsa să faci acolo la beci? Făcut... Îi pus borcanele și vrei tu să pe dânsa. Mihai, scândura aceea așa e de grea, mai pui borcane pe dânsa, acolo nu știu ce trebuie să o ții. Vedem. Un stâlp, precis fac, punem. De-aia să măsurăm dacă vine portița aceea, să vedem unde punem stâlpul. Dacă vine portița aceea, hai lăsăm așa. Dacă avem cum pune cu portița aceea, na. Și numai decât trebuie să facem să fie frumos de moș chiar. E principal că e betonat aici, nu-i mănâncă nimeni. Și așa e frumos, nu-i ghiul. Portița aceea încă ține 30 de ani, cred. Să nu mai facem alta, să nu mai stricăm scândura așa în zadar. O punem tot pe dânsa, cum și era. Și... mergem, pregătim... unde ți-ai măsurat? Pregătim un stâlp. Parcă pe aici era. Sau nu, nu mai știu unde. Trebuie să o caut încă și aceea. Pregătim stâlpul și gata. Și venim și îl batem în beton. Vedem cum îl punem. Și pe urmă mâine prindem portița, el pe mâine trebuie să întărească aici o leacă și pe mâine sară poți să dăm drumul la puișor de mă. O leacă nu-i tare drept, nu-i tare cine știe ce, fraților, nu am pus după să fac podeaua drept cum trebuie, așa la ochi o fac, că ia uitați-vă, de groasă o fac groasă, știu precis că pe acolo nu mai intră niciun guzan nic, a să chiar să vrei să intre, dar să aibă de lucru până ajunge el la pui. Pereții dacă tot îi facem, gata, nu o să am nici o grijă. Lumea zice că și prin pod de-al poți de-i drum. Și aici la noi podul tot cam. Nu tare are mare așa borți, găuri, da. Da, ăștia. Înainte așa se face, Mihai, înainte mergea lumea la păduri, căuta, ingată, chinci, tot ce trebuie să facă casă. Amu tătă-i în bani.
Amu, ia, să iei unul așa, trebuie să plătești o grama de bani. Hai, mergem, nu mai vorbim, tu iar mă ții de vorbă. Ei, Mihai. Amu, și arătam, nu, amu. Uite, ia, l-am blocul furat, ai. Ia, uitați. Hai, asta nu-i furat. Știi cine-ți pare? Ce? Că acolo la bieci tot de astea se meargă. Și știi cine-ți pare? Că trebuie să mergem acolo până facem căsuța să mai luăm de astea cât mai mult. Că m-am uitat acolo pe internet la căsuța asta, ia. Tăt și vine puțină scândură, dar îngătă de astea vine mult. Și de astea trebuie să mai cumpărăm. Perieță, tăt, colțul la căsuță, dacă o facem cum vrem noi, cum vrem asta. Ți-i dragă, ți-i. Păi, Mihai. Cât acolo ai? 1,40 m. Păi stai. Da, muș nu tai. Da, muș nu dovideze, Mihai, să filmez și eu gata, am terminat. Cum așa, de rebe? Da, cum ai vrut ce asta la tine e bestie pe mână sau ce? Asta e de mână, dar e pe knop, că nu e așa, nu înțelegi? Mihai, știu că îți place și nimeni place. Păi, lanțul s-a largit. Știi? Hai tăiem aici de aici. Care? Din spatele tău. Hai de-amu, hai de-amu. Dă-ți o taie. Hai. Iar mă încurc, că nu faci nică. Da, cum? Păi Mihai, asta o lăsăm afară să vadă de-ți cine am luat. Da, băi. La, eu mai mult mai sară o scotem acolo în drum și o punem acolo o leacă să cântrești lumea. Dar ce, să vadă ce-am luat, nu? Hai, e. Mai mergem, trebuie să apat. Hai de asta. De care? Pineza. A, pineza i-a rămas. Las asta, dacă vine guzanul, deodată, lui ia. Nu, el se uită așa în oglindă. Da, cărlețele s-a fac. Hai, de mâine am început a prosti. Hai, cărlețele, hai la treabă. Poți prin ce tu aici faci, o să fac acela? Ce? Na, pun-te dacă n-ai ce faci, na. Da. Dar ăsta? Ce? Hai toarnă sau tu. Să-l pui tăt. Hai toarnă. Pune tăt. Tăt fie. Hai pune tu. Hai toarnă-l tăt, aici la ușă să fie mai trainic, că aici aveam din blat. Dar prea mult ai. Nu e prea mult că punem nasâp de cealaltă de deal, dacă de ceva ducem mai mult nasâp. Tăt pun. Pui ăsta. Cum prea mult? Tu luai cât mai mult de jumătate de sac, da. Chetric te-ai dus, nu tare mult. Dar tu acolo bă că ai luat chetric, nu stare nasposă. Ai luat de cel mai pune. Pune că nu-i nasâp între ce trebuie. Tăt. Greu, greu merge treaba, dar ia uitați-vă ce am mai făcut. Aici portița e pregătită, am pus-o după perietii, cum ne trebuie nii. Aici am pus o caranidă, aici am pus portița, bineînțeles, poate deschide. Ia uitați-vă, aici caranita și aici s-o port deschide. Și aici cred că mai o roabă de țiment avem de băgat, de beton. Mihaița acolo mest, că eu mă duc să îl ajut, de ce e că el cred că s-a saturat și îi văd de capul lui. Dar hai, că eu am mestecat două roabe și asta două tot tu trebuie să o faci până la cap, dar eu mă duc să judeam. E gata. E gata? Mai mă duc eu, îmi dau ce-ți place. Ce? Aceea știi ce așa de frumos prănești? Că eu am tăiat cu drujba ce nouă. Aceea de mână. De asta așa de frumos ies acolo. Ia, mă gândeam că nu-i bună portița aceea, dar e o idealitate pentru pui. Gata. Turnăm și roaba aceea acolo, stâlpul e pregătit, te trebuie beton, tot cum jos palaria. Rastvor, rastvor, beton, beton, mâini luăm zarplata și ne cumpărăm avion, Mihai. Și mergem la Maldive. Sau la unde vrei să mergi. Bicicletă. Bicicletă vrei? Frastor, dați like-uri, vă rog frumos. Trebuie like-uri, trebuie. L-ați văzut pe Mihai, el bicicletă. Of, ce să faci cu dânsul? Vom lua bicicletă, Mihai, hai. Vedem dacă lumea uite vrea să te ajute. Nu cu donații, zicem deodată, că nu trebuie să dai donații acolo, să iară. Că noi nu strângem așa. Un like, un comentariu, să arăte la prieteni cât mai multe vizualizări să facem, să YouTube-ul să plătească și noi să cumpărăm bicicletul lui băietul, nu? Da. Uite așa. Păi numai nu zic că e greu, băi. No, Mihai, ușuriel. Știi ce e ușuriel? De ce? Că gata, aproape am terminat. De asta e ușuriel. Bă, trebuie o roabă, da? Roabă poate nu. Nici nu știu cum să fac aici, să fac mai mult țiment cu nasâp numai. Aici vreau, știi, să torn tot așa o leacă, să-mi drept. Că nu-mi place canalul ăsta aici. Arhipul numai cu nasâp. Că dacă pun cu chetri, sau cu chetri, dar chetri mai mănânțele, știi? Și nu știu, nu știu.
Mihai, ia uitați-vă, fraților, aici parcă aproape am terminat. Ia să prind becul, să vedeți mai bine. Ia ce s-o prânit. Acolo vine o leacă în vali. Nu tare te lasa pe stâlp, știi? De ce? Că, Mihai, da ce? Numai ce am turnat. Vine o leacă în vali, dar m-am gândit eu ceva. Și, Mihai, ce faci? Mergi după chiatră? Sau rămâi aici și îngată lutul ăsta tăt cu lopata al ei, acolo o leacă mături de acolo, caranida ceea ce am pus o suportă, notariu o niști? Lutul de pe lângă dânsa ei? Sau mergi după chiatră? Rămâi aici, nu? Nu, rămâi. Eu rămân? Da. Dar dacă mergi după chiatră, nu lua mult. Cam asta și facem la urmă, spuneam mai mult nisip. De ce? Că ne trebuie să nivelezi tăt pe acolo. Chiatră ei... Cum luai până amu, numai mai puțin. Și de ce mai mănânțâcă? Nu luam mașcată mare. E de acolo de unde am luat aseară, când am luat ultima dată, când am făcut lui Daisy sau lui Fulga, nu mai țin minte. A, nu iasă la Daisy, îmi pare că n-am luat. Apoclo este de ce mai mănânțâcă, început mai lângă gard ei. A să vezi grămada, ei de acolo. Aceea cu nisip și mănânțâcă cum trebuie. Gata, hai, eu mă pun doar aici. Hai. Ce, Mihai? Gata, am terminat aici. Băi, am turnat o podie. Podea. Asta pentru pui, aici pot să ne iau și un elefant. Acolo am venit mai spuțări. De aici în jos, către scândura asta, e încă aici în pământ a fost. Că eu aici încă am turnat tot din afară. Către scândura asta, uite ce de-a... Băi, leu, fraților, ne-am saturat amul la urmă, ne-am pucă noaptea, dar totuși ce, mergeam și puneam dulceața, că e pregătit, tăt. Pe mâine poți să facem. Pe mâine o facem? Hai, facem azi. Nu știu cum să, dar azi dacă o punem, eu nu știu dacă azi, am ușor întreb pe mama, dacă o pus zahar tăt întrâns, așa e bun stei, dacă e bun stei, acoperi ce unul, nu, mesar, eu nu mai pot, nu mai dovedesc, pot, că acolo, na, trebuie să stăm lângă dâns, să spunem pe foc, dar avem de stat mult și gine. Pe ce hierbi? Încă treburile, hai că treburile, prin ce hierbi e, poți facem din treburile astea, dar, nu știu, tot, mi se pare că stăm noaptea, acolo cu biecul, nu știu. Gata, afară ne-o însărat, dar așa am făcut, nu chidioc, până... Cu stâlpul, cu aceea, dacă era numai de turnat, dar și numai de turnat, am avut turnat o grămadă. Dar de-amu aici, gata, știu că tot e betonat, pe jos. La găști betonat, aici beton, la capriț beton, aici sub podea nu-i nică, dar trebuie să o roadă ca să iasă. În iesle e beton, la capriț beton, acolo beton, tot e betonat. De-amu lasă între guzanul să-l văd pe unii mai nevini. Doar cum o zis lumea, prin pod sau... Geam? Uite aici e prea mare geamul ăsta. Da și sunt. Pe acolo știi când capi cine ei trebuie să vie. Uite? E primul, dai să arăt la lume. Uite? Uitați-vă, frate. Pe acolo ne spari că un guzanaș ceva, cine are a veni, poți să dea chiar șconița, cum zice lumea dihuru. Dar cred că o face și geamul ceală. O face. Mihai de grab, mergi la școală, tăte le facem. Aici scândurile le-am pus în colț. Deci e că nu vreau să le duc undeva în alt parte, că noi trebuie să... Bobocii, dacă vreți să fac lor... Da, bobocii, e și așa în cap acolo. Îi dăm cui, îi dăm ciocan și îi las să facă acolo. Să face, da? Apoi asta. Afară o rămas tot trebuie de strâns, da? Țement și altceva rămas. Da, aici eu am strâns. Spalat, da, Mihai a spalat roaba tot, eu aici am terminat acolo, pe jos am scos gunoiul, scândurile am strâns. Tot, am... De asta și-am lansat camera, până am nici Mihai nu a filmat, nici eu n-am filmat, că am văzut că mi-apuc Sara cu tătușă. Of, hai dar, aia este slima eu și parcă, o rămas mâncare ce am ajutăm la capriț, să vedem dacă asumim ce trebuie să-i punem în ceva. Și aici era bun, știi, tot de aici, cred că numai năsâp curat trebuie. Și așa din dreptat, cararușa asta, atât frumos, pe unde scălcăm noi, știi? Că de mult la capriț, pe tot locul am făcut frumos, dacă are ce, pe unde venim noi, ne închedicăm de an nou și... Chicăm aici, cu nasul... Ha? Ce are de anul nou? Băi, de anul nou, amu, n-are a face, ne-nchedicăm, zis așa de anul nou, cică, de anul nou, amu, ne-nchedicăm și uite de acolo, chiar dacă cam de-a lungul, cu nasul în balic, acolo unde ești. Acolo trebuie să mai pui. Unde? Aici se face așa ca o scurgere. Da, scurgere, unde? Da, uite, că mi-ai mături câte acolo. Lasă, de-a muna să mai intre așa tare. Gata, mergem mai departe, strângem pe afară și vedem ce avem de făcut. Dacă să mai avem ce... A, trebuie să pun lutul la muiet să-l pregătesc. Dar nu știu în ce. Amu, și vedem. Da, mai avem ceva de făcut, fraților, totuși treaba nu am terminat-o. Mihai, lasă muzica. Totuși am înțeles că mama a zis un cloc, o trebuie să-i dăm la dulceață. Ce e? De ce e? Că n-avem uneodată ar la rece și ea n-a să steie.
Alege ce faci, tăti treburile pe nesară, de aici strângi tot frumos, uite-ce. Iei ce unul și mergi la plită, da? Am înțeles. Te-am înțeles. Bun, dar eu mă pun să strâng. Mă pun. Saci ăștia iei cu tine și le dai foc acolo, bun? A s-a prins focul cu dâns. Dar ce faci cu dânsunții? Pui tari ghiniardi. Ai pus trisaj de cia și dulceața mușchierbi de-am. Bun, eu mă pun la strâns, hai, caprița mă cheamă. Le dăm aestea roticele la o parte. Trebuie eu ceva să le iau. Așa. Am găsit cu ce să iau. Ia uitați-vă frumușică. Da? Nu te-ai pus așa cum trebuie. Cam prima ruță și un așa. Gata, pe lemnile pe foc am pus, am adus și sacul ăsta și uitați, m-am făcut tot funingână. Și zahar am adus, se pun aici, și se miestic. Le-am pune în zahărul, aveam aici 750 de grame. Tot. Și tot acolo pe foc punem. Așa, am ursăream cu ce aprindem, mesticăm cu două mâini, să fie mai bine. Totuși m-am gândit întâi să dau foc. Să dau foc că... Opa. Am ursia foc aceea, sacul de tuceala. Gata, iedem de la sacul ceala, să aprinde. Așa. De-am pus mesticăm. De-am amestecat-o și mai mestec o leacă, mai bine ușor. Ce-i? Am auzit că trebuie lemne acolo la plită, a? Nu-i trebuie. Am adus aici corș de nuci, dacă vrei ce. Mănânci. Trebuie lemne? Da, ne trebuie. Hai că-ți stai. Hai. Stai cu una cât vrei. Dar tu de ce ne-ai luat pălăria, băi? De ce ne-ai luat pălăria? Dacă am găsit-o așa de drag cu dânsa. Și de parcă ai în capul om. Hai că-ți stai, dar. Mai groas, mai puțin. Cum vrei. Na, e bun așa? Da, e bun. Păi este uscat una, două, mă, șo faci. Na. Tai așa ce e. Na. Gata, ai lemn. Eu am venit să aduc caprițe. Și am uși eu oala, spun lut la muier, știi? Și, nu știu, striga cineva că Mihai și n-are lemne. Cine striga? Cine striga? La mine în suflet așa mă gândim. Zic, hai să mai vin să mai mă fuduliesc o leacă cu... Ia s-a dus una, vezi? Da. Dar ea încă o zis că era muncit în magazin. Că, na, în magazin vine unul, se uită, altul se uită. O zis, o încarc o dată și să văd cât mă ține. O zis că jumătate de zi, chiar ne interesa. Jumătate de zi o să poți lucrezi. Eu în jumătate de zi curs de trachism de luată. Dar îți ajunge, da? Da, da, ne ajunge, poți merge. Bun. S-o las aici? Nu, las. Da? Hai, las-o. Vrei să o streci? Da. Hai că o lăs. Noi, eu acasă, că ea trebuie, n-am adus uleiul, ea trebuie unsă, știi? Uh-huh. E așa mult trebuie unsă. Asta a fost o glumă, fraților, Mihai acolo e plin de lemne. Noi așa mai, să ne fudulim o leacă, că avem și, nu? Of. Hai, of, Mihai. Lasă că a să vii momentul că a stai și tu cu dânsa, să văd cum am schisimț atunci. Tu știi, eu mă sunt barosan am cu asta. Ce vor ghești? Asta e... Băi, Leo, ai luat-o, du-te, dai tot. Cu dânsa. Asta, uite ce frumos, să mai trebuie să mă aduc în... Băi, Leo, sunt mai mult simen pe mine, mai mult beton pe mine decât acolo, îmi podeau ce-am bani. Mă duc și eu, mă, pe aici? Mă duc să fac treburile, pe urmă mă duc să mă spăl. Tu te speli și tu? Da. Apoi eu mă duc, fac treburile, mă duc, mă spăl, pe urmă vin aici la dulceață și pe urmă ești tu. Uh-huh. Trebuie să... A, dar trebuie să pun și lutul. Amuș, când vii la dulceață, pui lutul. Ce? Când vii la dulceață. Da, eu cu mâinile pe în lut, Amuș, mă aduce să-ți miesti. Da. Hai. Da. Da, cum? Ia uitați-vă, l-ați dat soc aici. Trebuie să guste, Amuș, ea. Trebuie să fie foarte bun. Ia uitați-vă, soarele de-amu s-a dus, afară de-amu se face pincetul noaptea, afară încă e ziua, dar se face pincetul noaptea așa. Câte oară oare? Oara 8,
că noi încă stăm aici. Ei, noi, eu stăm. Ia uitați-vă, nu vă pare că oleacul a scazut de aici? Mihaiță, mă înflam în gât, dar mușme tare scade. Numai eu glumesc. Trebuie să aștept schiarbă. Trebuie să pun oleac mai mult foc, mai repede schiarbă aici. Și ne-au venit la noi. Gata, am dus caprițele, le-am mult. Mă gândeam să aduc și bobocei, dar este o problemă. Ce? Ei, dacă merg acolo, ne tapucești tot lângă ușă, ce-am turnat. Și mai lăs uleac să mai usuce. Și am adus uleiul și îți dau și ție, Mihai, să o încerci. Deci e că am luat jucărică nouă și tu n-ai încercat-o. Da. Asta nu-i bun așa, înțelegi? Eu tot vreau să-ți dau, dar tu tot las-o, ieți-o, las-o. Dar eu vreau ca tu să încerci, ca să nu te palești tare. Dar de fapt deloc nu te palești, că trebuie, știi cum, te o ții frumos, atent, asta e, trebuie să fii atent. Și tai tu ceva, nu știu, de-acolo un băț, mă, să vezi măcar să te simțești și tu bucuria asta când o ții în mână, înțelegi? Ce acolo, Herbie? Apasă de acolo. Nu, 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 așa, pincă tu cu sungă, te. Cred că ajunge. Ea ajunge și prea ajunge, cât ai tăiat-o în lemn. Hai te pune două poloceș de la rumoș. Da, da. Mergi de acolo, tai, la grămadă și eu. Hai, fii, stai mai departe, tai. Răchita asta. Sau pune la aici cu piciorul ței. Nu, așa nu. Pune acolo, ține cu piciorușul. Fă frumos, nu să se întâmple amă. Așa, așa, ia chiar, aici, așa. Ai văzut ce faină? Da, băi, da. Uite așa, hai, tai-l, tăt. Tai-l, tai. Uite așa. Băi, și ghiunii cu asta-i. Dar eu ți-l zic eu că-i faină. Ce vor, ghiași, ne-așa ne-a plăcut? L-a curățit? La curățit rachetele, știi ce minuni faci? S-o placoși să-i, e? Da. Eu ți-am zis, cum pui mâna pe dânsa, acum îți place. Doar asta nu-i glumă. Băi, nu, da, tu de-a mâni o șterbești. Pământ, nasâp, frunze, cum? Asta stai numai lemn cu dânsa. Da, este aherul ăsta tot? Că. Da, cealaltă, pui și dai cu fruntea. Da, trebuie să-i cum nu stâng, mă trebuie pe drept. Asta nu-i drept. Ia, o pui pe pământ, e de asta și-i gândită, iată. Mihai, asta nu-i jucărică. Gata, eu mă duc mai departe să fac treabă. Mă duc să dau la Daisy și la Fulguța, de ce e, vitamine. Ce-am luat? Dar ia-ți-le acolo la foc, ce unde le pun. Dar ce așa de groasă pun? Dar păi astea s-o scade, era... Dar ce vrei, să aduc și toporul de-amu? Da. Hai că muș dacă o veni înapoi, să aduc. Ce acolo? Am venit să aduc leacurile. Hai, și ții tot, da, uitați-vă amândouă. Așa, de-amu să le dăm cu porția crupii și tot, da, dar ăsta trebuie să-l dispachet cumva. De-amu tot cu porția, uite așa. Uite așa, l-o fulga, ca două linguriți de la ceai. Așa, și mai, hai, așa. Și l-o Daisy ca o linguriță de la ceai. Așa, hai, mestecăm și dădem la cocuță să papi. Stai fulga, oleacă, ce acolo, rabde! Așa. A ce e acolo? Hai, uite ce farfuriuță. Ai. Na, Daisy. Na, 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 na. Uite așa. Daisy am ușor asta arnă, eu o precis. Ea e gata, uite, caut cum îți dea cochită. Ce faceți, rândunele? Ați venit și voi la somn? Daisy, uite cum face, uite cum face, ce mâncare să-ți mai dau eu ție, tu și din galeată, tu din tăt vierși. În ce să-ți mai dau eu ție mâncare? Of, doamne, doamne, de unde ai învățat-o așa spurcătă? Na, dacă să vierși de acolo, știi că mai mult nu-ți dau. Uite, fulga, amuși termin.
A, dar și tu ai dat tot pe jos. Trebuie într-o galeată mai gine. Na, fulga. Așa e mai gine. Nu-ți mai trebuie să-i farfurii. Ia uitați-vă afară, prin ce tu-ți faci mai noapte și mai noapte. Ia uitați-vă. Ce mai acolo? Fierbi? Nu. Încă nu? Nu fierbi, e loc. E caldă, herbin, te-am jucat, trebuie să fiarbă. Băi, un cloc cât îi trebuie. Dar îi dai lemne zagneată, da? Cum trebuie. Mm-hmm. A, dar ies, aude, Mihai, ies, uite, pincetul, pincetul ies, cum nu fierbi? Am ușul un cloc cât el, e fierbe pincetul. Băi, leu, ce m-am saturat, băi. Mă duc să, eu spun lut repi, mă duc să mă spăl repi, eu găște, sau nu, mă duc să mă spăl, mai lăsăm o leac, să mai usuci acolo. Turmă tu când mergi acasă, speli ei găștile. Uh-huh. Dar doar nu-ți încape ce e tăt. Sau tu numai oleat. Nu tăt, măcar o oală de asta și. O oală de asta pun la muietșcă. Doar noi nu dintr-o oală de asta, noi avem o leacă și unge. Că asta se face cu nasâp. Puneam lut, pe urmă lutul adăugăm cu nasâp mult, merge mai mult nasâp decât lut. Și dintr-o oală de asta noi undeva facem vreo 3 oale de lut. Uh-huh. Oala merge ca oala, lutul merge în fel ca, cum să-ți lămuresc? Eu am înțeles. Cu nasâpul, știi? Eu am înțeles. Da. Numai că trebuie să iei măcar 2 zile să... în apă, să înfle lutul. Acolo mai avem înflat în lighean. Și dacă s-a mai înflat și aici, terminăm cu bieciuș. Nu mai începem noi cu căsuța. Nu s-ai dur tare ghinștic până nu vin lemne, nu poți face căsuța. Mm-hmm. Apoi, să vreau să de mâine poți să mă apun să încep, dar dacă n-am ce-mi trebuie, lemne trebuie să vin. Cred că o dăm. Nu știu unde să o dăm. Acolo mai la... Voi da ce miros iasă. Hai și o punem. Dăm un butoi ăsta să-l dăm cumva. M-am frit aminintea la asta, la portița ce? La ce? A, la portița? Uh-huh. Am zis că clocotea așa tare că o să dai și nu-i nica cu piloata. Este. A, nu, las Mihai, nu, am văzut în vlog, las. Ce? Las. Asta e mai mare, bă. Dar nu, e cam până noi. Gluma-i glumă, da? Ce ai găsit acolo? O galeată de ce mă țâc, dar era cu... Poți mai punem și un butoi și al la muie. Păi dacă luăm butoi și al tot este apă. Nu e apă acolo. Este. Numai că e cu frunze. Doar am adus atunci apă curată când l-am lângă tăia. Pun apa asta și tot n-ajunge. Tot trebuie să... Ai ce slichești. Aha, eu mă duc acolo să mai pun pe foc, să mai mestec. Aha. Fierbe o leacă. Trebuie mestecat. Și s-o radicat o leacă. Apoi așa, până scade o leacă. Tu amul tot trebuie să o pieși la fund să o mestec. Hai că eu pun asta, mă spăl repede. Ia uitați ce am făcut cu plita asta. De asta de plita trebuie să fie bună. Gustos. Mai leacă și parcă gata. Ia uitați-vă, a venit gargaunul la mieră, în ospeții. Ho-ho-ho. Iar îmi pare că s-a dus să chemi pe ceilalți. Dacă nu vine, amuștesc la mine. Hai, du-te, du-te. Nu-mi da cam hoiești. Eu ne rostit a mieră aici. Cred că s-a dus după mai mult. N-am ușor, împlinesc eu. Dacă nu o să mă bag. Oh, nu știu mănânc câte dulceață de aici.
Asta încă nu-i dulceață, e luat așa. Dar tot amuș nu e atât nici. Hai, eu muștesc, mă duc de mă spăl, amuș vine Ion, e dânsul ea. Cu tot cu ce unul. Nu pe mine. Ia uitați, aș furnicașă. Vreau să bage la miere, dar frige, nu poate. Nici nu știe cum să bage. Mă desni, fac o leacă din ele. Eu de cea, am de mânuțul mi-a spălat. Și eu pun acolo. Las papi. Gustos, nu? Știu eu. Ia uitați, aici de mucocotiești, hierbi. Jos pălăria. S-aude pașând. Mai paietim, mai flancăi. Ceacă, chiar da. Apa e caldă, Mihai, acolo. Mergi pe spel, e boboci, eu am prins lumina, am deschis ușa la boboci, tăti-i pregătit, tu numai iei și mâi. Grâu ți-am scos afară pe prispă și din galeata cea albă este. Grâu, tăti, este, tăti-i pregătit, mai iei și duci acasă. Și nu știu dacă s-a prânit cumva inuntare să calci acolo, dar dacă a calcat, nu-i nica. Am chiar la mine un gargăun aici, eu vreau să bagi. Chiar gargăun? Da, sau bondar, cea mare. Îți zic de ce e că o să-mi se dulci. Eu știu. O să-mi se dulci, o să-mi se ce facem noi aici, anieri. Băi, dar ce miroasă. Oho. Trebuie să fie cu 300 de ori mai bun ca cei de dovlecei. Man. Cam asta e, fraților. O trasă un clocot foarte, foarte bun. Și afară e noapte de mult târziu, e oara nici nu știu cât e. 9 și ceva, nu m-am uitat cât e ora, dar mama a zis să lăs asta, o tras un clocot, e bun, și să mergem la mâncare, chiar de când ne aștea, o, și Mihai o să se. Ia-te la dânsul. Uite ce, o, parcă ești cocostir, că-i. Ce-o la de capărul, e? E mea ghinea, mă, nu? E o chiar dacă o ghine. Dar mama îmi pare că zahar nu a pus nică, nu. Dar o pus zaharul? Eu am pus ai zaharul. Cât ai pus? O linguriță? 150 de grame. A, stai puțin, Mihai, el mai trebuie pus, aceea tu ai pus așa, cred, cu o leacă să fie dulce, el trebuie pus mai mult. Băi, cât ne-o dată de... am pus aici. Apu, da. Mâine de amus să mai trage, cât un cloc, o, două, cât îi trebuie, ia să lege și... Uite, bunce unde e asta de dulceață, de mier, la iarnă să vezi ce bune aș fi cozonaci, nici nu-ți închipui, asta nu-i de dovlece, asta-i, aha, opărește. Ce, cred că mergeam acasă, până seară vlogul, gata, eu iau ce unul, tu iei ce-o mai rămas pe aici, aceea de aprins. Nu, bă, ce-ala rămâne în ce unul, eu. E ce e de aprins și e roaba, văd că e aici. Dacă eu am adus-o cu butoiul. Și eu pe aici avem manuș. De-amu, ne întâlnim mâine dimineață cu lumea, nu? Da. Tot în vlogul ăsta, dar noi în altă zi, mâine dimineață. Dă niște apă la copac. Dă niște apă la copac. Așa. Zi noapte bună la lună. Noapte bună. Noapte bună, fraților. Fraților, afară încă e mai noaptea. Noi am mâncat și ne-am adus aminte că o stat scândura, o lăsam noaptea aici. Și dacă ploua, nu era bun. Ia uitați-vă, cu lumină afară, noi facem treaba să o terminăm cât mai repede. Gata, Mihai, am terminat-o. De-amu poți mergem la culcare. Bună dimineață, Mihai! Neață! Fraților, ne-am trezit, noi am început a face treburile, dar ia uitați-vă, să facem treburile pe ploaie. Pe țârială, băi! Pe țârială, nu țârială, dar na, plouă. Hai, poftim. Aici, ce-i la noi? Sunt tărit, tătă-i bun, guzanul nu a mai făcut găuri, finicăierea, ia uitați. A, e foarte bun. Foarte bun, sunt tărit, gata. Ce-i tăizi? Ce acolo? Gata, măturăm tăt la tine și la fulguța și vă scotiam afară, când avem dimers cu Mihaiță cu treburile. Fraților, azi noi nu o să fim acasă, nu știu, până la amiază, că mai mult după amiază, nu știu când o să venim. Am venit, fraților, și la iepuraș și a Mihaiță le-a dus apă, eu le-am adus luțernă acolo uscată. Și, bineînțeles că greu, le-am fost dat porumb, dar le-am luat porumbul înapoi, că nu știu ce nutare îl mănâncă.
Și dădem, e mai bună acela, nu, dacă are luțernă, bineînțeles că... Tu ce faci, Nero, sănătos, tăi bun? Tăi bun, o zic și el. Așa, a, Nero mănâncă. Lui Nero îi place, ai de fapt. Nu, el vrea jos, îmi spune. Unde vrei să mergi, băi? Ei, chițebuș. Ce-i sparietul? Ți-i minte când mai spariet? Fraților, uitați-vă ce-i de roata. Tătă-i negru, tătă-i întunicat, Mihai, ne-am sculat dimineață, dar parcă-i sara, trebuie să mergem la culcare. Tătă-i întunicat, ne-mi spari că azi tătă-i zeua sploaie și noi trebuie să... Am zis că începem la bieci acolo, dar nu știu dacă să răușim noi. Hai că... Poți să răușim, știi, da? Ia, încă și fulgeri pe acolo. Dar cu scândurile pe afară, le trebuie să le scotem pe cele, le plouă, pe tătă, nu știu, om vedea. Întâi mergem să facem treburile noastre, că până la nează, precis nu știi dacă să fim acasă. Pe afară, parcă treaba am terminat, nu? Da, da, am terminat. Zici frumos. Opa, dar cine vorbești? Ce, Mihai? Fraților, ia, uitați-vă cum îmblăm prin ploaie. Am foi, dar ele sunt aici la mine sub flanică, să nu le udi. Îmblăm și facem treburile care trebuie să facem. Ia, cu... Cu... Mihai, dacă acasă tot n-am putut, ia, o ploa pe cameră și se vede rău. Dacă acasă tot n-am putut faci treabă, îmblăm cu oiese de-a muci. Tăt-i glod. Tăt-i glod. Cred că până la nează, cum crezi? Terminăm? Mi se pare că nu. Nu știu. Avem din blat o leacă. Of! Bună ziua, Mihai, ce faci acolo? Bună ziua. Fraților, ia uitați-vă, nu știu dacă s-o aștepta cineva la așa ceva. Îmi pare că nu s-o așteptat nimeni. Da, Mihaiță are biciclete. Tot ai. Apoi asta și-am vrut să spun. Și nu știu dacă v-ați așteptat încă la mai ceva, pe lângă Mihaiță, ne-am luat și eu o bicicletă, ca să avem cu ce merge la târg, să venim mai repede. Să... Care? Da. Cum scoate asta? Care? Asta. Tu n-ai jucit nica? Aici trebuie să... Care asta? Poți să o deschizi. Apingă-te, aici ai codul, trebuie să-l pui. Îți scrie acolo, pune cifrele și o deschizi. Și pe urma aceea îl ții minte sau ți-o pui univa și o juchești de acolo. Că dacă o închizi când ați o leși univa, dacă îi trebuie, el știe codul tău. Așa. Și nu știu dacă v-ați așteptat, mai vă zic o veste foarte, foarte, foarte nu bună. Noi biciclete avem. Da, problema intră aceea că ai deschis-o, nu? Uite așa. Problema intră aceea că nu mai avem bani cu ce face casuța mai departe. Nu că marjelui sau ceva, oricum suntem bucuroși de ceea ce am cumpărat. El e nou tot, ne trebuie, de amos mergem mai repede la târg. Chiar și azi îmi pare că mergem cu Mihaiță să le vedem cum merge ele. Mergem după benzină, nu? Ce zici, mergem până încolo? Hai, mergem. Azi mergem să luăm benzin, deja e ca să am la cucicosă. Și azi mai vă arătăm și vouă cum a să meargă ele, ce a să facă. Dar cu casuța cred că tot cumva să ne descurcăm. Oricum, acolo din scânduri am luat. Pentru lemne bani mai avem o leacă, trebuie să aducă lemnele. Mai o mașină, parcă de la început ne descurcăm. Da? Una ce am vrut să vă zic, fraților, cu asta, uitați-vă la vloguri, trimiteți la prieteni, de ce e că trebuie o leacă mai multe vizualizări, să facem niște bani, banuți, cum se zice, să avem de-amu pentru căsuț. Am aduc să prind apă și le spălăm. A, tu o speli pe-a ta? Da. Da, cum? Ce vorghești? O venit de la târg cu dânsa, o strochit o leacă, Mihai, ia uitați-vă. N-are aripi. N-are, da, la Mihai aici nu e așa ca la mine. La mine o leacă e mai... Mihai! Zi la lumea, cui mei scumpa, a mea sau a ta? A ta! Uitea și mincinos. Fraților, al lui Mihai cu astea încă în jumate, a mea e cu mult mai ieftin și al lui Mihai cu astea încă în jumate cât a mea. E foarte scumpă, dar e faină, ia uitați-vă. Mihai așa o bucurie avea. Eu nu am filmat acolo în magazin, dar ce râdea la dânsul buzele când gata am plătit și... E, Mihai, așa o bucurie. De-amu pentru, auzi? Ei, dar n-are nici aud acolo ceva? N-are nici aud, ei, Mihai, tu parcă ești cid, pare că ai acolo, nu știu ce ai. Auzi, stai că mă strochește. Ce? Tu știi de-amu cât treabă trebuie să faci pentru o bicicletă asta? Da, tu? Lumea a zis, eu sunt precis că lumea să zic că de-amu Mihai să asculți, să faci treabă cât mai mult, să-l asculți pe Ion, de ce e că să trebuiască să muncești mult, mult pentru aceea cât o costat e. S-a terminat banii de pe YouTube, gata. Ieri am luat drujba aceea pe baterie și azi am luat, ia uitați la bicicletele, am două și... Mihai, mă pun și eu la mie, văd ce am de strâns. Aici văd că am de strâns asta. Ia uitați-o. Și văd ce mai trebuie de remontat. Și mergem și facem treburile, că e neaza, bun? Bun. Hai. Ce Mihai acolo-i farmat-o? Ai, ia, el vrea să o deschide acolo. Ce vei? Vrea să deschide, ce gâmbli acolo? Să n-o furi, s-o pus, mamă, care face așa. La... Eu tot am, da, fraților. Și aceea e vechi, dar aceea e vei de capul ea. Putem să o fac pe ceaia, dar avem foarte mult de schimbat. Avem de schimbat asta dinainte,
rulul, roțele, tot aici aveam de schimbat, pedalele, da, tot trebuia schimbat și m-a costat tot scump și am luat și eu una nu tare, ei nu tare scumpă, tot am fost scumpi, nu e niciuna ieftină, da? Mihaiță, nu trebuie să ne pare rău, hă? Ai văzut coada? Coade? Nu, parcă n-ai coade. Fraților, ce am vrut să spun, Mihai, să nu trebuie să ne pară rău, trebuie să ne bucurăm de ceea ce am luat, că dacă ați ne pară rău, banii s-au dus, gata, n-avem ce face, asta e de amus cumpărate, dacă ați ne pară rău, știi că n-ați săi, așa că trebuie să ne bucurăm cât mai mult de dânsle și amuși, fraților, noi mergem după benzină, mergem prin bazar, prin drum, să vă arătăm ceva, filmăm, vedem ce facem. Da, cred că să arătăm o leacă la drum acolo, dacă să aibă cine filma sau vedem. Pot da. Eu să filmez, că vidiem, vidiem. Eu mă pricep în bicicletă, fără mâini, n-ai încercat? Fără să sub dânsa, n-ai încercat? Ai încercat, da? Cred că Mihaiță, asta, pe azi, noi de-am mergem să facem treburile, de ce e că ne grabim, azi tătzeu nu am fost, tătzeu, până la neaz nu am fost acasă, da, de-amu, trebuie să, pincetul după ce venim de la, mergem să luăm benzină și ce mai avem de luat, și după ce venim trebuie să ne apucăm de treabă, nu? Ce treabă avem? O grama, da, trebuie de început, dar nu știu dacă începem azi cu beciu, că nu știu dacă mai dovedim, și mâine tot am de mărs, când am terminat fraților cu documentele, mai am de mărs și mâine. Sau poi mâine sau nu știu când, vom vedea, dar de-amu cred că să mergem cu bicicletele mai repede să fie asta. Da, da. Cam asta au fost fraților pe azi. Noi vă zicem la revedere, de ce? Când ne grabim, vă dorim o zi cât mai frumoasă, o zi cât mai binecuvântată, să vă aibă bunul Dumnezeu în pază pe voi, pe tăța voștri și să ne întâlnim mâine seară, a să vedeți unde am fost, ce am mai făcut mai departe, trebuie să terminăm acolo la pui cu tătul, să dădem puișori acolo, de-amu, mă gândesc că guzanul n-a venit. Dar pe azi vă zicem, la revedere! La revedere.